Meditații pentru părinți cu Simona Dragomir. Bun venit, dragii mei! Sunt Simona Dragomir. Astăzi la Meditații pentru părinți vorbim despre meniul de grădiniță, despre ce mănâncă la grădiniță copiii noștri. Să presupunem că suntem părinți care țin cont de ce dau să mănânce copiilor lor, în încercarea de a-i hrăni și de a-i crește sănătos. Reușim asta poate în primii 2-3 ani de viață ai copilului, după care copilul nostru intră în colectivitate și lucrurile se schimbă, fără să țină cont prea mult de părerea noastră. Nu toți copiii mănâncă sănătos. Ce facem atunci? Amănunte aflăm de la Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness. Bun venit, Cristian! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Mulțumim că ești din nou alături de noi. Eu cam așa am pățit cu băiețelul meu, Marc. Până la vârsta de 3-4 ani, Marc nu a mâncat ciocolată, dulciuri, nu i-am dat. Singurul dulce erau fructele, așa le consideram pe post de dulce. Deci am încercat pe cât posibil să-l hrănesc sănătos. Am reușit, spun eu, în primii ani de viață. Când a intrat în colectivitate, lucrurile s-au schimbat un pic. Vedea la ceilalți copii, mă rog, tot felul de alimente nesănătoase. Cât de grav este acest fapt și ce facem, cum îi explicăm copilului și cum încercăm să-l hrănim sănătos în continuare? Este acea atitudine oamenilor care probabil se simt neputincioși sau nu vor să-și învingă propriile vicii și spun: vai, pe oricum, va mânca la grădiniță, va mânca la școală, va fi invitat la cine știe ce restaurant fast food la ziua vreunui coleg și atunci oricum va mânca și atunci mai bine îi dă de la început. O idee total greșită, pentru că un copil care este învățat să mănânce sănătos va fi mult mai ușor de menținut în regimul sănătos atunci când intră în colectivitate. Asta e un lucru foarte important. Și chiar dacă mănâncă ceva care nu ar fi fost potrivit, să spunem un pic de dulce sau un pic de pâine sau un pic prăjit, la nu știu cât timp, odată la o perioadă mare de timp, nu-i va crea probleme de sănătate în niciun caz. Și aici iarăși aș preciza că noi nu căpătăm imunitate la mâncarea proastă, așa cum se tot spune, păi trebuie să mai mănânce și porcării și prăjeli, că altfel nu își capătă imunitatea. Nu, imunitatea nu are legătură cu mâncarea proastă. Mâncarea proastă ne uzează organismul și ne face să fim predispuși la îmbolnăviri. Deci nu trebuie să o mâncăm deloc, deci nu avem de ce să o mâncăm, dar dacă se întâmplă din când în când, nu este o problemă atât de mare. Dacă dieta noastră pe ansamblu e o dietă sănătoasă și dacă avem un copil hrănit foarte bine de mic și gustă ceva la o zi de naștere sau gustă ceva la grădiniță, nu facem o tragedie din asta, nu-l pedepsim, nu-l speriem, tocmai pentru a nu crea un eveniment și a nu crea fructul interzis, ci pur și simplu îi spunem că noi nu mâncăm așa, și aici evident intervine exemplul părinților, și alți și copii mănâncă așa. Și chiar trebuie să se întâmple așa, adică probleme. Nici părinții să nu mănânce. Așa este, dacă te vede pe tine mâncând, atunci evident că nu ai ce pretenție să ai. Hai să vedem acum pentru vârsta copilului care merge la grădiniță, cam ce nevoi nutriționale are copilul la câțiva anișori. Sunt studii foarte noi și foarte interesante privind alimentația în prima parte a vieții și modul cum aceasta influențează dezvoltarea intelectuală, nu doar fizică, pe termen lung în viață și, bineînțeles, rezistența la boli și performanțele lui în general ca om. Una dintre caracteristici fiind aceea că dacă avem un copil obișnuit să se abțină, chiar dacă îi place un lucru și îl educăm, îl disciplinăm, el va avea rezultate mai bune în viață în general, la școală. Asta ca principiu general de alimentație, să fie învățat că trebuie să aștepte și atunci evident îi va trece pofta dacă așteaptă după ceva câteva minute sau să se abține să mănânce o cantitate mică. Deci e un lucru de disciplină și de educație pe care trebuie să-l dăm copiilor noștri de la o vârstă cât mai fragedă. Deci e foarte important acest lucru. Apoi ne gândim la proteina de calitate. Foarte important pentru dezvoltarea corpului unui copil să avem proteină de calitate. Și mă gândesc la cea, de exemplu, din iaurt. Iaurtul este o proteină de calitate, urda este o proteină de calitate, proteina din zer foarte, foarte utilă și care ajută imunitatea foarte mult. Mă gândesc la oul întreg, care iarăși e foarte important, dacă în diversificare... De preferat fiert. Fiert moale, da? Dacă în diversificare am intrat cu gălbenușurile, acum putem merge către un ou fiert, care are și acea proteină din albuș. Nu avem deocamdată restricții și, din punctul meu de vedere, copilul ar trebui lăsat să meargă pe o dietă intuitivă, instinctivă, adică să învețe să ceară alimente de care este poftă, evident, atât timp cât acele alimente sunt sănătoase. Deci vorbeam de proteinele de calitate, putem să vorbim de proteine din pește.
care sunt foarte ușor asimilabile, și chiar proteinele din carne, doar că aici avem o precizare. Carnea trebuie fiartă, maxim făcută la cuptor, și copiilor nu le dăm arsură, nu le dăm grătar, nu le dăm acele grăsimi arse, deci îi protejăm de alimentele grele, da, dacă vrem să le dăm o proteină de calitate. Și o proteină foarte interesantă pentru copii este colagenul, importantă și pentru adulți, dar la un copil care este în creștere, acest aport de colagen este extrem de important și îl obținem din supă. Deci copiii noștri cred că ar trebui învățați de mici să mănânce cât mai multe supe, și în acele supe să fierbem, bineînțeles, acele părți ale animalelor, oase, tendoane, care să ne dea colagen, și atunci asta va ajuta foarte mult, de exemplu, seara, la liniștirea copilului. Foarte interesant și bun de urmat acest Alte grupe alimentare sunt, desigur, grăsimile sănătoase. Vorbeam de pește și de omega-3. Deja se consideră că un aport optim de omega-3 duce la o îmbunătățire a capacităților intelectuale ale copilului pe termen lung. Deci, atât cât de importantă este includerea acestor grăsimi sănătoase tip omega-3 în dieta copilului. Și ele vin din... mai pe lângă pește, mai ajută și dacă mâncăm nuci, tot felul exact, de exact. Semințe. Copilul trebuie să fie învățat să mănânce și aceste nuci, semințe. Fără a fi prăjite și cu sare. Întotdeauna crude, desigur, și bune dintre ele chiar pot fi înmuiate în apă, cum ar fi migdalele. Ele nu au omega-3. Semințe de cânepă, de exemplu, sunt foarte bune, cele de corticate, au acest graj de tip omega-3, dar în principal vorbim de peștele oceanic și chiar ficatul de cod, chiar și fructele de mare, desigur, dintr-o sursă sigură, astfel încât să nu îmbolnăvim. Deci vorbeam de grăsimile sănătoase. Avem, desigur, grăsimile din lapte, care rămân în dieta copilului. Nu aș merge atât de departe încât să-i dau unt, iarăși astea ar fi niște principii mai mult personale, ci aș... Măcar puțin o felie dimineața, am putea să-i adică dăm să când nu este facem mai mare. Stratul acela gros, da, de unt, ci putea doar să-i dăm... foarte puțin. Putea să-i dăm când este mai mare, dar aș păstra grăsimea în alimentul complet, aș păstra grăsimea în lapte. Adică nu aș merge atât de departe să dau copiilor, am primit întrebări, să-i dau lapte de grăsat copilului. Nici nu se pune problema, copilul trebuie să mănânce alimente întregi, pentru că în acea grăsime avem și vitamina A, avem și vitamina D. Și apoi creierul are nevoie de grăsim, are nevoie toate de grăsim. Organele noastre au nevoie. El este un grăsim corp bune, în dezvoltare, sănătos. Asta e important de știut, este un corp în dezvoltare și atunci asimilează toate acestea. Și bineînțeles, următoarea categorie de nutrienți foarte importantă, nu, acea treia, carbohidrații, care ar trebui să provină în principal din legume pe primul loc și fructe. Ați văzut că de obicei vorbim de fructe și legume, probabil pentru că fructele fiind dulci ne plac mai mult, dar din punct de vedere al cantității pe care ar trebui să o regăsim în dieta legume noastră, mai multe. Legumele ar trebui să fie pe primul loc și apoi fructele. Deci corpul nostru nu are nevoie de cantități mari de carbohidrați, mai ales dacă ne gândim la cei rafinați și ne gândim la zahăr, care ar trebui să fie practic exclus, ne gândim la făină și făină albă, care ar trebui și ea să fie practic exclusă. Îmi place să evit și de, să spunem, caloriile foarte dense pe care le găsim în uleiuri, deci nu ar trebui să mâncăm alimente foarte dense caloric, cum ar fi uleiurile, și nu ar trebui să le dăm copiilor noștri, da? Mai ales dacă nu știm despre ce ulei este vorba. Și desigur că dacă vom mânca fructe de pădure, fructe mici, dacă vom mânca multe legume, avem toată cantitatea de fibre, vitamine, minerale și antioxidanți de care ei au nevoie. Deci trebuie învățați să mănânce aceste alimente, dându-le aceste alimente, mâncând aceste alimente împreună cu ei și nu altele. Iată, deja Cristian ne-a dat foarte, foarte multe sfaturi pe care noi, în calitate de părinți, ar trebui să le aplicăm în primul rând pentru noi, da? Deci să ținem cont de cum mâncăm noi, cum trăim noi sănătos sau mai puțin sănătos, pentru că fără să vrem, conștient sau nu, suntem modelul copiilor noștri și dacă vrem obiceiuri alimentare sănătoase de mici, atunci este, trebuie să trăim sănătos în familie. Copilul nostru a știut până pe la 4 ani și acum știe același lucru, că pâinea este pentru găini, pentru alte animale, nu pentru noi. Deci iată că am folosit și astfel de trucuri care mi se par justificate, astfel atunci când a intrat în colectivitate, el să mănânce un pic diferit. L-am trimis cu pachetel la grădiniță, într-o perioadă, deci nu e nicio problemă, copilul poate fi învățat să meargă cu pachetel și să mănânce din mâncarea lui. Este bine că atunci când plecăm oriunde să avem cu noi acest pachetel, astfel încât copilul să mănânce de la noi, din mâncarea noastră, din mâncarea lui de fapt și nu întâmplător. Și bineînțeles, este bine ca să avem o comunicare permanentă cu cei care concep meniurile de grădiniță. Asta mă gândeam, cine ar trebui să stabilească aceste meniuri? Cum ar trebui să arate meniurile cu mâncare sănătoasă pentru copii la grădiniță? Teoretic ar trebui stabilite de către nutriționiști, dar aici avem o mare, mare problemă
pentru că nutriționiștii văd și în moduri foarte diferite meniurile de grădiniță și meniurile oamenilor în general, pentru că avem o zonă de nutriționiști, sunt anumite grădinițe unde mâncarea este vegetariană, vegană, și atunci probabil că ar trebui compensat dimineața, seara cu alimente de origine animală și asta e una dintre variante, pentru că alimentele vegetale sunt ceva mai curate. Și atunci, dacă el mănâncă aceste alimente curate la grădiniță, putem completa dimineața și seara. Sunt, desigur, multe grădinițe care spun că au meniu făcut de nutriționist, dar atunci când studiem personal meniul, găsim în continuare, așa cum spuneam un pic mai devreme și repetăm, ce nu ar trebui să găsim într-un meniu de grădiniță. Nu ar trebui să găsim zahăr, nu ar trebui să găsim făină albă, nu ar trebui să găsim ulei, implicit prăjeli și, evident, cât mai puține sau deloc mezeluri. Aditivii alimentari, de asemenea, ar trebui să lipsească total dintr-un meniu de grădiniță, deci nu vreau să văd supe la care se folosesc baze de supă, diverse prafuri, condimente artificiale și alte lucruri care aduc potențiatorul de aromă, glutamatul de sodiu, care este foarte periculos pentru copii, și să ne explici, Cristian, extrem de periculos pentru copii, pentru că el minte creierul, iar are un efect, funcționează ca un neurotransmițător, are un efect direct asupra creierului copiilor și într-adevăr îi va face dependenți de acel gust puternic și copiii se vor îndrepta apoi către alimentele aditivate. Deci nu avem voie să le facem asta copiilor noștri. Dacă prima oară vorbisem despre trei grupe alimentare, zahăr, făină și ulei, care ar trebui să dispară, dacă ne referim în meniul de grădiniță, avem zahăr, făină, ulei, mezeluri, pentru că iarăși nu ai un control. Dacă îi dai acasă un mezel, poți citi eticheta, poți alege mezeluri de calitate care probabil sunt mai sănătoase și un pic mai scumpe. Evident și mai scumpe. Și locul 5 pe lista, aditivii alimentari în general. De ce? Pentru că, așa cum spuneam, au în primul rând un efect nociv ei în sine, unii dintre aditivi, și doi, pentru că acel copil va fi tentat și provocat, de fapt, să mănânce mai mult dintr-un aliment. Și copiii noștri acum nu trebuie să mănânce mai mult, pentru că flagelul secolului 21 nu este acela al subnutriției, cel puțin în lumea în care trăim noi, în Europa, nu America, lumea civilizată, la noi problema este cu excesul de mâncare. Deci eu vreau să previn excesul, nu să forțez copilul să mănânce mai mult, incluzând arome și potențiator de aromă în mâncarea copiilor. Deci iată că trebuie să studiem personal meniul, să nu ne bazăm pe faptul că a fost făcut de nutriționist, pentru că și meniurile de acum 50 de ani erau făcute tot de nutriționiști și evident că nu erau bune, pentru că iată ce au generat în societatea modernă această epidemie de obezitate, de boli cardiovasculare, diabet și chiar cancer. Vreau să vorbim un pic legat de consumul de lapte, pentru că va deveni deja un subiect controversat. Sunt nutriționiști care spun că și adultul poate să bea lapte, deci nu doar la vârsta grădiniței, elev mai târziu să consum lapte, ci chiar și mai și spre vârsta a treia. Sunt nutriționiști care, din potrivă, spun că doar sugarul, bebelușul, atât are nevoie de lapte. Mie mi se pare un pic așa, mai bine să bea lapte decât temirce, băutură carbogazoasă. Desigur, totuși laptele este un aliment de bază, mie așa mi se pare. Și natural. Nu știu, greșesc? Hai să lămurim ideea de aliment natural pentru specia umană, laptele de vacă, dacă despre el vorbim. Este, până la urmă, cel mai apropiat aliment de un laptele aliment de ideal. Mamă. Chiar dacă, să spunem, între laptele de vacă și cel de mamă există diferențe, nu sunt atât de mari ca diferența dintre laptele de mamă și morcovi, sau laptele de mamă și ou, sau laptele de mamă și carne, laptele de mamă și migdale, laptele de mamă și fructe. Adică, și evident, stai puțin, se mai spunea că și laptele de capră ar fi chiar mai sănătos, mai bun decât cel de vacă. Nu? Teoretic, da, însă este un mit. Adică diferența dintre laptele de vacă și capră nu este atât de mare încât să spunem că laptele de capră ar fi identic cu cel de mamă sau tot felul de astfel de mituri. Deci există o urmă, să spunem, de adevăr, dar în niciun caz nu este atât de important, adică diferența nu este atât de mare. Deci atât că laptele, până la urmă, reprezintă un aliment mult mai apropiat de lapte, alimentul ideal, și mai ales la un copil în creștere, decât multe alte alimente de pe piață. Deci ești pentru lapte atunci, da, când noi folosim lapte, de copii. Evident că pe măsură ce noi înaintăm în vârstă, unii dintre oameni păstrează capacitatea de a digera lactoza, zahărul din lapte, se numește persistența lactazei, este o enzimă care ne ajută să digerăm acest zahăr din lapte. Da? De-aia laptele este dulce, tocmai pentru ca bebelușii noștri să fie foarte doritori de a-l mânca și de a crește armonios. Mai ales la rasa albă, la europeni, această persistență a lactazei este destul de răspândită, pentru că sunt păstori de foarte mult timp și pentru că a reprezentat o selecție, da, această persistență a lactazei, un criteriu de selecție în perpetuarea speciei. Deci oamenii care au
s-au mulțit, care și-au transmis genele mai departe, sunt capabili să digere laptele și atunci, evident, îl pot bea la o vârstă adultă. Cei care nu și care au probleme pot bea iaurt, pot mânca urdă, brânză și alte produse derivate care nu mai conțin lactoză. E foarte simplu. Ce părere ai despre cereale, cereale la copii? Cereale la copii foarte mici, știm că nu sunt foarte indicate. Ce pentru înseamnă că... foarte mici? Vorbim de copii de grădiniță, da? Copii de grădiniță, da. Pentru că acel aport mare de fibre poate bloca asimilarea calciului, de exemplu, a unor minerale. Și atunci, din punctul meu de vedere, ar trebui probabil să mergem către cereale fără gluten și cereale cu un conținut mai mic de fibre. Pentru că fibrele luăm totuși din legume. Și poate mă gândesc la niște fulgi de ovăz mai degrabă, poate mă gândesc la niște pseudo-cereale, cum ar fi quinoa, cum ar fi mei, care este foarte popular, chiar hrișca. Copiii noștri pot mânca așa ceva, le plac foarte mult și sunt mult mai bogate nutritiv decât fulgii de grâu, să spunem, care mai au și aditivat zahăr sau altceva. Și foarte important, că vorbeam de gluten și alegem cereale fără gluten, fulgii de porumb, care sunt populari, într-adevăr sunt foarte buni, sunt în regulă, dar de multe ori vom găsi pe lista de ingrediente și extractul de malți. Extractul de malți este un potențiator de aromă și conține acel glutamat liber pe care noi încercăm să-l evităm când știm că e sub formă de monoglutamat de sodiu. Și atunci, în loc de fulgi de porumb, mai bine mămăligă? Căutăm fulgi de porumb fără extract de malți și, evident, mămăliga ne este la îndemână, este mult mai ieftină și foarte, foarte bună. Deci mai puțin cereale procesate, mai mult cereale fără gluten și mai mult cereale tradiționale, chiar și orezul alb dacă adăugăm legume. Pâinea prăjită, nu știu de ce copiii preferă pâinea pentru că prăjită. Este crocantă. Sunt și adulți care preferă pâinea prăjită. Este crocantă, arsura, coaja este de evitat, prăjirea este de evitat. Încercăm să dăm cât mai puțin din pâinea prăjită copiilor, încercăm să dăm cât mai puțin prăjit copiilor. Dacă vor ceva crocant, sunt foarte simplu de făcut biscuiți uscați la cuptor la o temperatură scăzută sau prin folosirea unui desicator, a unui dehidrator, un aparat care scoate apa dintr-o compoziție, poate să fie absolut orice, chiar și într-o felie de pâine o face foarte crocantă, dar nu prin încălzire, ci printr-un curent de aer care scoate apa din alimentul respectiv. Vreau să vorbim un pic legat de mezeluri. Spuneai și tu, una este să-i cumperi tu anumite mezeluri, uitându-te pe etichetă, mezeluri un pic mai scumpe, și alta este să mănânce în fiecare zi la grădiniță, la școală, mezeluri din acestea mai ieftine, cu mai mulți aditivi. Cu mai mulți aditivi, mai multe cu ori, niște ingrediente de mai slabă calitate. La ce să ne uităm pe etichetă atunci când vrem să cumpărăm un mezel? Ar trebui să facem un curs de chimie alimentară. Trebuie să aibă cât mai puține ingrediente. Dă-ne exemplu ce mezeluri mănâncă tu. Încercăm să-i dăm cât mai puțin și în această zonă. I-am mai dat câte un mușchiuleț, i-am mai dat și făcute în casă, i-am mai dat câte un cârnat. În general e bine să evităm carnea tocată în cazul copilor. Cremvuși nu am mâncat până acum, 4 ani și jumătate, deci nu i-a gustat. Nu mâncăm nici noi. Și atunci, evident, o să ajungă la grădini și o să mai guste, spun eu. La grădinița unde l-am dus noi, nu au avut și nu i-au dat. Deci, iată că am găsit o grădiniță unde se ocupă destul de bine, au bucătăria lor. El a fost la două grădinițe și la grădinița anterioară era destul de aranjat meniul, deci nu a avut astfel de alimente, astfel de pastă de carne, nu. Dacă vorbim de mezeluri unde vedem carnea înăuntru, cred că este mult mai în regulă. Și, foarte important, să evităm potențiatorul de aromă de care vorbeam, monoglutamatul de sodiu, este prezent în multe mezeluri, se tot vorbește despre nitriți și există acum, de exemplu, prosciutto, acea bucată de carne de porc, putem da grăsimea la o parte și putem să-i dăm doar carne și se găsesc pe piață și astfel de preparate din porc bio sau chiar fără niciun fel de aditiv. Deci se poate ajunge la un mezel fără niciun fel de aditiv până la mezelul cu zeci de aditivi, o listă nesfârșită. Atenție, dragii mei, ce obiceiuri alimentare formați copiilor voștri, sănătoase sau nu, cam acestea vor rămâne și peste ani. Cu greu adultul mai poate corecta ceva dacă așa a fost obișnuit de mic. Mulțumim, Cristian Mărgări, pentru sfaturi. Te așteptăm să revii la Meditații pentru Părinți. Mulțumesc! Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir. Sănătate și numai bine vă doresc. Pe curând! Meditații pentru Părinți cu Simona Dragomir.